Programul Național de Inseminare In Vitro va începe de astăzi. Ministerul Sănătății va anunța toate condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un cuplu pentru a putea beneficia de o fertilizare gratuită. Regulile românești vor fi inspirate din cele europene. Ramona Păuleanu ne spune pe ce criterii alege statul cuplurile cărora să le plătească tratamentul. După criteriile europene, au prioritate la fertilizare in vitro cei care sunt la primul tratament de acest fel. Au șanse la aceste tehnici medicale gratuite cei căsătoriți, dar și cei care sunt într-o relație stabilă de cel puțin un an, fără niciun fel de probleme medicale altele decât infertilitatea. De asemenea, pot avea acces și cei care suferă de infertilitate inexplicabilă de minimum 3 ani. Șanse mai mici au cei care au un copil sau mai mulți copii acasă. Sunt excluse din program cuplurile în care unul dintre partenerii a fost sterilizat voluntar. În România, medicii estimează că 1250 de cupluri ar avea nevoie într-un an de fertilizare in vitro. Mai mulți specialiștii spun că din 10 cupluri cu probleme, în 3 bărbatul suferă de infertilitate. Deși până acum reprezentanții Ministerului Sănătății s-au ferit să dea detalii legate de programul de fertilizare în varianta românească, s-a discutat totuși despre bani. 500.000 de euro ar urma să fie puși anual la dispoziția celor care nu pot aduce un copil pe lume fără sprijin medical. În alte țări, fertilizările in vitro sunt suportate de ani de zile de stat. De exemplu, în Franța sunt decontate 5 încercări, iar în Israel 2.